Mare bucurie să socotiți frații mei când dați de felurite ispite știind că încercarea credinței voastre naște răbdarea. Îndeoseb, din trei motive, prea bunul Dumnezeu nu împlinește dorințele noastre și îngăduie să fim încercați în viață. În primul rând, pentru a ne da seama de neputința noastră, pentru a ne lepăda de legăturile plăcerii de sine și de încrederea egoistă de sine, pentru a ne încredința cu smerenie toată nădejdea noastră în El. În al doilea rând, pentru a ne întări în răbdarea nădăjduitoare care aduce multe roade duhovnicești în suflet, precum ne încredințează și apostolul. Mare bucurie să socotiți frații mei când dați de felurite ispite, știind că încercarea credinței voastre naște răbdarea. Dar răbdarea să-și aibă lucrarea desăvârșită pentru ca voi să fiți desăvârșiți și întregi într-un nimic știrbiți. Și în al treilea rând, ca un doctor prea înțelept și fără de greșeală, Domnul respinge adesea dorințele noastre și îngăduie amărăciuni și lovituri pentru ca mintea și inima noastră să se depărteze de adorarea lucrurilor materiale, de înrobirea celor pământești și să ne îndemne la căutarea împărăției cerurilor și a bunătăților veșnice. Căci o clipă ușoară de necaz tricător, ne aduce nouă din prisosință în prisosință Veșnică plinătate de slavă nouă celor ce nu privim la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice.